Bună ziua, domnilor consilieri! Ați fost convocați astăzi în ședință ordinară în poziția primarului numărul 2 din 4-a 2024. Forum există, prezenți toți consilierii. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a spune la vot proces verbal de la ședința anterioară și a prezența ordinea de zi. Țineți vă dumneavoastră? Pentru început să supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Dăm citire convocatorului de astăzi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023 și a activităților autofinanțate la data 31.12.23. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor la nivelul UAT Pâncești, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2024. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelelor școlare din Comuna Pâncești de Zbacău pentru anul școlar 2024-2025. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale pentru anul 2023, ale Secretarului General al UAT Pâncești de Subacul, inițiator primarul Comunii Pâncești, numărul 6, diverse. Supunem la vot convocatorul de abținere pentru, împotrivă abținere din. Dăm citire proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2023 și activităților autofinanțate la data 31.12.23. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Aveți cuvântul. Așa cum este din ordinea de zi, și după cum știți, în prima ședință a anului curent, se supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la închiderea contului de execuție a bugetului local pe anul 2023. Mă scuzați, s-o leacă răcet. Dați-vă leacă mai încolo, că s-ar putea să nu fie bine. Deci, după cum ne amintim, nu? În anul 2023 s-a aprobat un buget, s-au făcut anumite rectificări, astfel încât la finele anului am avut un buget la partea de venituri de 12.712 lei, cu realizări 11.293.550, pe total venituri, un procent de realizare de 89%. Am să dau citire tuturor veniturilor din bugetul local. Venituri după plan local, ceea ce încasăm din impozitele și taxele la populația ale Comunei Pâncești, am avut 1.334 de mii, s-au realizat 1.274.565, procent de realizare 96%. Venituri primite de la bugetul de stat, de la, adică finanțe și Consiliul Județean, de la fonduri europene și alte surse în completarea veniturilor. Am avut 11.378 și am realizat 10.018.985, procent de realizare 88%. Adică, din ce-s compuse veniturile astea? Cote defalcate din impozit pe venit de la Direcția Generală de Finanțe Bacău, 461, am realizat 429.290. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, tot de la Finanțe Bacău, 040204, 940.000, am realizat 939.620. Sume alocate de la Consiliul Județean Bacău, 040205, 966.000, 966.000 am realizat, s-au încasat. Aici sunt cofinanțările pentru bugetul local la obiective de investiții plus bunuri și servicii în completare. Sume din TVA învățământ plus social, 11.0202. Aici avem salarii de la persoane cu handicap și indemnizațiile
persoanelor cu handicap, precum și bunurile și servicii de la învățământ. Am avut 2427 și am realizat 2405-890. Sume de făcate TVA drumuri, 11.02.05, 454-454 realizat. Sume TVA finanțe pentru echilibrare, 11.02.06, 2201-2201. Subvenții fond de sănătate, de la sănătate publică, 42.02.41 capitolul, 83.000, s-au realizat 61.863. Drepturile plății asistentului comunitar. Venituri pentru asistentul comunitar. Subvenții buget de stat lene, încălzirii populației. 420234, am avut 1076, am realizat 1059920. Finanțări PNDL, cont 420265, am avut 2028, s-au realizat 763308. Aici sumele privind finalizarea lucrărilor la canalizarea Pâncești. Obiectiv care s-a finalizat și s-a excepționat, s-a pus în funcțiune, deci el este funcționabil și perfectibil. Subvenții de la bugetul de stat PNDL 420269, am avut 110.000, s-au încasat 109.125 pentru obiectivul centru de zi. Subvenții bugetul de stat Angel Salini 420287, am avut 158.000, s-au realizat în plan casări 157.200. Drumul local Pâncești, care s-a executat într-un procent de 40-50%, s-a plătit numai proiectarea, prima tranșă care am transmis-o la PNDL și urmează să primim în bugetul anului curent restul de sumă necesară finalizării obiectivului. Alocări de sume PNRR 420289 contul, am avut 137.000, s-au realizat 136.850. Aici e vorba de veniturile încasate pentru creșterea eficienței energetice la școala Pâncești. Sume primite de la POR, tot Uniunea Europeană, cum ar veni 4801, am avut 337.000, s-au realizat 337.950 pentru centru de zi. Vedem că aici la centru de zi am primit sume și de la bugetul de stat care reprezintă TVA-ul, plătește bugetul de stat și execuția fără TVA este suportată de POR, fonduri europene. De asemenea, am utilizat sume din fondul de jurământ a anilor precedenți, din anul 22, am avut 1.374.000 și am cheltuit 1 milion, cum ar veni, 1 milion vechi, 100.000 noi, da? Deci, totalul veniturilor, cum spuneam, sunt de 12.712 și în completare cu 1.334 din fondul de jurământ se face ca și la cheltuieli. Și am realizat 10.018.985 la venituri. Cheltuielile bugetului local, așa vreau să le prezint mai sintetic și pe conturi, sunt formate din salarii. La capitolul 51, administrație locală, am realizat 1.272.164. La 6.610 am realizat asistent comunitar 77.094. La 6.810 capitolul asistență socială am realizat 1.529.799. La 70.10 servicii de dezvoltare publică, unde avem cei trei salariați care sunt cu gospodăria comunală, Chifane, Roman și Florea, 218.773. Total salarii realizate în anul 2023, pe toate capitolele astea patru de cheltuieli, 3.097.830, un procent de 30% din bugetul local. Asta, dacă ne uităm, cele mai mari salarii sunt la asistenții personali, unde avem un număr de 41 de cazuri actualmente, cu
cum spuneam, 1529 din 3000, deci jumate din suma asta, chiar mai mult, e pentru asistenții personale. Un alt... Fericit. Da, persoane cu probleme, cu gradul 1, care au toate, toate documentele și avizele, să nu fie nimeni în situația asta. La bunuri și servicii, la capitolul 51-20 administrație locală, s-au realizat cheltuieli de 287.907, la capitolul 65-20 învățământ, 349.537, la capitolul 70-20, 492.578. 70-20 cheltuieli cu gospodăria comunală. 84-20 cheltuieli bunuri și servicii, drumuri și poduri, 85.636. Total cheltuieli cu bunurile și serviciile, 1.215.658, adică un procent de 11% din buget. Deci cu bunurile și serviciile. Un alt capitol este capitolul 57, pe capitolii de cheltuieli 65-57, care sunt suportate de primărie, sunt 41.583 de lei, reprezentând tichete grădiniță. La 65-57 școală, 14.000 cex copii aflați în dificultate. Au un număr de cazuri care primesc o sumă lunară. 68-57 e 1.503.913, reprezentând ajutor social, adică încălzirii populației, mai exact, și ajutoare de urgență. Deci, în afară de faptul că pe 68-10 avem 1.529, mai avem 1.503, tot pe ajutor social, 913, încălzirea populației, care, după cum ați văzut și la venituri, avem suma venite de la Direcția Muncii. Procent față de cheltuială în buget, 15%. Sub capitolul 59, la învățământ 65-59, avem 372.939, reprezentând burse școlare. Începând de anul acesta, bursele școlare vor fi cheltuiala inspectoratului școlar. Dacă vă amintiți, într-o ședință din anul 2023, pentru semestrul 4, bursele au fost retrase din buget și s-au mutat la inspectorat. Erau mai marca sumă, iar ce s-a cheltuit până la 30 ani, a rămas în bugetul nostru. Începând de la aceea dată, bursele vor fi la inspectoratul școlar, nu vor mai fi în bugetul local. 67-59, avem 30.000 de lei. După cum v-am amintit, am avut sume către culti la Biserica Soci și Bâncești. Da? Un procent de realizare, astea două formează 402.939, adică un procent de cheltuială de 4% față de total cheltuieli în buget. Ultimul capitol și cel mai important, capitol 71, investițiile, unii pe fiecare capitol de cheltuieli, am să le prezint. La capitolul 51-71 am realizat 193.006 lei, adică plata mini-escavatorului care l-avem aici în curte, luat pe fondurile europene, banii i-am plătit din bugetul local, ei urmează, am înaintat documentația, urmează să ne vină în bugetul anului ăsta, să ne reîntregem suma. Un alt capitol, 65-71, la învățământ, am cheltuit pe acest capitol de investiții 136.850 pentru creștere eficienței energetice de la școala Bâncești, bani care i-am cerut de la fondurile europene, ne-au și venit, i-am realizat pentru școala Bâncești, unde avem, anul ăsta sperăm să fie pus în licitații și să începem lucrarea. Un alt capitol în buget 70-71,
servicii de dezvoltare publică, avem pe total 1.017.290 lei, care s-au utilizat fonduri pentru următoarele obiective. La rețeaua de apă vechi am plătit avize și anumite servicii de consultanță, deci 20.270.000 de lei. La centru integrat am cheltuit 632.505.000 lei, adică obiectivul de lângă noi. Noi am primit toți banii din fonduri europene și mai avem de cheltuit, după cum știți, e pe buget local și suma nu va fi mare, va fi în bugetul anului acesta și el va fi finalizat, obiectivul. La PUG și PUZ, Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal, am avut cota pentru anul 2023 de 40.000 de lei. Mai avem o mică sumă ca să finalizăm obiectivul în 2024. Am utilizat sume pentru panouri fotovoltaice, două bucăți la pompa de apă Pâncești și pompa de apă Soci. Unii le-am pus în funcțiune și am plătit numai o parte din ele, pentru că în luna octombrie a apărut ordonanța 90 care nu ne mai lăsa, nu ne mai dădea voie să facem plăți pentru a diminua deficitul bugetar. Am respectat această ordonanță, dar nu am finalizat, avem în vedere în anul 2024 să terminăm cu plata cheltuielilor. La gaz metan, am gaze naturale, nu metan, proiectul ăla mare cu cele trei comuni, avem o hotărâre de local prin care am aprobat să plătim 70.000 de lei, de pentru care am și făcut-o. De acest obiectiv de investiții se ocupă asociația celor trei comuni, ADIU, care este la Tamaș, comuna Tamaș. Casa specialistului am utilizat sume de 60.694 lei, obiectivul care se va efectua în curtea Căminului Cultural de la Petrești. Sperăm că anul acesta să începem lucrările și la acest obiectiv. Deci total cheltuieli pe acest capitol, deci 1.017.290.000 lei. Un alt capitol de cheltuieli, 74-71, canalizare Pâncești, unde s-au utilizat sume de 1.166.083 lei, obiectiv finalizat și recepționat, așa cum spuneam când prezentam veniturile. Un alt capitol, 84-71, drumuri și poduri, am utilizat sume de 1.562.405 lei. E vorba despre drumul de interes local de la comuna Pâncești, unde spuneam că e realizat în proporție de 40%. Total cheltuieli, 10.351. Cam aceasta a fost prezentarea pentru închiderea exercițiului bugetar pe anul 2023 la bugetul local. Mai avem de prezentat activitățile autofinanțate, care sunt formate din următoarele obiective: căminul cultural, apa canal și deșeuri solide, adică gunoiul. La începutul anului 2023 am avut un fond de rulment, adică un excedent de 238.599 de lei, bani care i-au rămas în cont, el urmând a fi utilizat în completarea veniturilor dacă nu ne ajungem într-un an bugetar. Veniturile totale au fost de 1.060.000 și s-au realizat 71.059, adică un procent de 72%. La căminul cultural din 40.000 s-au realizat, la căminile culturale din 40.000 s-au realizat 16.300 lei venituri. La apă și canal din 660.000 de lei s-au realizat 374.911 venituri. La deșeuri solide din 360.000 plan s-au realizat 369.848. Pe cheltuieli
La Căminul Cultural, din 40.000 s-au cheltuit 8.572 de lei, adică reprezintând contravaloarea curentului și apa canal care, sau apa care s-a consumat la cele două cămini. La apă, din 660 s-au cheltuit 411.840. Vreau să vă informez că la capitolul cu apă, suntem cu plățile la energie electrică la zi. După cum știți, am avut ședințe unde s-au majorat sumele la metru cub, de aceea avem și 660.000 plan. Asta ar fi fost suma care trebuia să ne caseze. Am avut ca observație, domnul primar în cuvântul lui dumneavoastră să vă spună, deci noi am văzut că începând din luna asta, sumele au început să scadă la energie electrică ca urmare instalării celor două panouri fotovoltaice. Ele scad mai mult pe perioada din vară, că lumina e mai puternică, în perioada de iarnă o să fie un pic mai dificil, dar tot o să fie o anumită scădere. Un alt capitol în cele activitățile autofinanțate este apa și ăsta gunoiul, deșeuri de solide. Unii din 360.000 plan s-au cheltuit 305.005 lei. De asemenea, la gunoi suntem cu plata la zi și sperăm să o ținem tot așa ca să nu avem sume multe de plătit în bugetele următoare. La finalul perioadei, având în vedere excedentul din anul trecut și cu încasările de anul ăsta, minus cheltuielile, o să avem un excedent de 274.241.000 la cele trei capitole de cheltuieli. Un excedent considerăm noi bunișor, adică care ne promite că dacă va fi o situație grea, avem unii să apelăm și sperăm că să nu fie. Noi, adică eu personal, asta am avut de prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție și supun atenție dumneavoastră la vot cele prezentate. Mulțumesc! Dați voi o paranteză. Casa specialistului nu ai cu soarta sării sporturilor la Sochi. Să cheltui banii, să investească și... Trebuie să fim negativiști, să privim lucrurile, va fi altceva. Sala sporturilor la Sochi. Da. Da. Sperăm să nu fie așa. Dacă vreau să vă dau un răspuns pe loc, nici într-un caz nu va ajunge ca... sala sportului, pentru că a fost cu altă ordonanță, baza sportivă. Nu mai a fost copii în zona aia, nu mai a fost cazul să mai investim. Nu s-au mai finanțat. S-au mai finanțat și din buget local. Puteam să o finanțăm din buget local, dar noi am făcut băile, că practic acolo era băi în spațiul ăla. Am făcut în interior și n-avea rost să facem și construcția aia și pentru băi. Și ce am avut acolo în interior, am primit bani de la Inspectoratul Învățământ, de la Guvern. Și era logic că dacă am primit bani la Guvern, să-i folosim pe iași, să nu folosim din bugetul local. Și atunci ce acolo a rămas. Vis-a-vis de discuția cu Casa Specialistului, am și astăzi văzut la televizor, astăzi zilele astea, și la radio spun că suntem într-un mare deficit de medici. Știți că și în următorii 5-6 ani se va accentua deficitul ăsta de medici. Deci noi, dacă avem condiții pentru a se instala medici în comună și asta, o să putem rezista cu medicina de familie și cu asta. Deci nu e chiar atât de simplu dacă nu ai nimic, nu le poți oferi nici spații să-și desfășoare activitatea, nici dotări, nici cazări, nici... Și dacă trec granița și găsesc că în vest, condiții mai bune sunt în altă parte. Și atunci populația o să aibă de suferit. De asta, dacă mai ales că Casa Specialistă va face pe PNRR, pe
Programul Național de Dezvoltare Rurală. M-aș vedea direct programul de experiență și redresarea. Deci banii europeni, într-un cuvânt. Nu, eu sunt obținut și pot că se termină și Casa Specialistului și școala. Deci, într-adevăr, sunt niște probleme de finanțare, dar găsăm soluții și mergem mai departe. O să căutăm să nu meargă chiar în paralel, adică să începem mai repede cu școala și mai târziu cu Casa Specialistului, dar tot să ne încadrăm în grafic ca să putem primi banii și o să le finanțăm pe și le ducem la finalizare. Da, dacă aș vrea să fac o referire la buget, dacă tot m-am scris la cuvânt, sunt domnul contabil cum ne prezenta bugetul și să sintetizăm așa în mare că cheltuielile sunt la fel sau mai mici decât veniturile, nu? E logic, niciun buget local nu poate să cheltuiască mai mult decât câștigă, e ca și în familie, nu poți exact cheltui mai mult decât câștigi. Singurul care poate fi în deficit, adică să fac cheltuieli mai mare, e bugetul statului care merge pe alte... Era nevoie să împrumute. Are nevoie să împrumute, da. Lenimar, procentul majoritar din buget merge către investiții, un lucru care cum considerăm noi că e foarte bun. Am avut susținerea Consiliul Local de a demara proiecte. Că dacă nu demaram atunci, acum nu aveam pe ce lucra. Deci sunt discuții și prin interior și prin exterior că trebuia mai rezervat sau luat mai etapizat cu proiectele, dar trece trenul și dacă nu te urci în el, nu mai lași ce să mai stai în gara degeaba. Cam așa e și cu proiectele astea. Nu le accesezi la timp, după aia nu ai ce implementa. Eu zic că s-o realiza și s-o realiza obiective care să facă cinste cărunii noastre și care fie folositoare societății, comunității. Cum astea despre buget. Nu sunt discuții. Dacă cineva vrea să scrie la cuvânt, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor la nivelul UAT Pâncești, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Inițiator, primarul comunii Pâncești. Da. Despre ce e vorba? Este conform legii? Să mergem salariul nu numai la funcționari, ci și la consilieri, ca să ne bucurăm cu toții. Deci cu 5% crește liniar, începând de la... Nu crește, domnul Dar, nu? Nu. Crește începând de la primară până la ultimul... angajat și consilier și tot ce avem în primărie, inclusiv asistent social și tot. Problema se pune în felul următor, că sunt prin media discuții că iar le dă la funcționari, iar primarii, edilii, iau bani în plus. Inflația e 13% și noi primim 5%, deci vă dați seama că suntem sub jumătate, deci cumva nu acoperim cheltuieli. Deci puterea de cumpărare e în scădere cu 7%, nu e în creștere. Că, cu banii care cumpăram acum un an, cu ăstea plus 5%, cumpărăm mai puțin cu 7%. Deci nu e... Da, așa a stabilit guvernul, noi trebuie să aplicăm legea, nu să... adică de discutat o putem discuta, dar nu putem modifica. Asta e clar. Deci, începând cu luna ianuarie, deci pe luna asta am luat conform ca pe luna decembrie, deci în ianuarie am luat banii pe decembrie, în februarie o să luăm pe ianuarie și o să luăm mărit cu 5% toți. Deci asta e procentul care se poate da deocamdată. Îl punem, prevedem un buget, sumă în plus cu 5% la capitolul venitor. Și cam asta e treaba. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului, îl supunem la vot? Da. Deci, împotrivă, abținem. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2024. Inițiator, primarul comunei Pâncești. Da, am de chestii pentru 2024. În ființare, sisteme de canalizare și stații de epurare în satele Petrescu și Fundul Văiei.
Eu, Angel Salini, avem pe procedură simplificată. Deci pe 15 să, luna asta să deschide oferte, deci în curs de licitație. Casa specialistului, pe PNRR, procedură simplificată la fel. Nu știu dacă e ca să vă mai dau 100 mili, că nu are rost treabă, dacă vreți felicite, dar ne-am mai avut asta aprobat din Consiliul Local. Creșterea eficienței energetice, școala Pâncești, pe fondul de mediu, procedură simplificată. Drumul de interes local pe Angel Salini, tot procedură simplificată. Servicii de actualizare cu ochi și poz pe buget local. Așa, servicii de întocmire, studii topografice vizate de UCP, studii pentru sistem de înființare distribuției gaze naturale. Servicii de proiectare, modernizare drumului de interes local. Pe buget local avem 58.000. Furnizare de chete de grădiniță, 50.000 de lei pentru copiii de la grădiniță care primesc voucherele de grădiniță. Servicii de întreținere și reparații, softuri și calculatoare ce avem noi aici la primărie și în locul 40.000 de lei din buget local. Furnizare materiale, 25.000 de lei pentru buget local. Materiale de construcție și articole conexe, 35.000. La fel buget local, servicii de întreținere și monitorizare a sistemului de supraveghere și alarmare. Deci toate cămini ce avem noi, stații de epurare, cămini amândouă, primăria cu 35.000 de lei, bine, tot am luat bugetul local, plata. Achiziții lemn de foc, 40.000 de lei. Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor pentru procedurile simplificate și caietele de sarcini, destecante și pentru construcție. 5.000 de lei. Asta e construcția. Abonament, telefonie fix, internet și fax și mobil, telefonie mobilă. 35.000 de buget local. Piese și accesorii pentru calculatoare, fotocopiatoare, 20.000 de lei. Întreținerea, administrare, rețele de iluminat, 55.000 de lei. Furnizarea, piatră de balastieră, deci la balastel, la drumuri, întreținerea pe balastarea drumului, 60.000 de lei. Tonere, 20.000 de lei. Scaune de vreo 2.000 de lei. Servicii de inventariere și organizare arhivă, 2.000 de lei. Servicii de întreținere centrale termice, 3.000 de lei. Piese de schimb pentru buldoi scovatoare, 20.000 de lei. Extindere, modernizare rețea electrică, 80.000 de lei. Extindere rețea apă, 850.000 de lei pe bugetul local. Proiectul se începe imediat, proiectul lucrare. Dotări, calculator, administrație, 5.000 de lei. Servicii de asistență tehnică, lucrări, 6.000 de lei. Servicii topografie pentru actualizare, 20.000 de lei. Studii, feziabilitate, 35.000. Lucrări de întreținere, drumuri prin scarificare și aduse la piață, 25.000 de lei. Servicii de consultanță în vederea întocmirii documentației, 30.000 de lei, buget local. Servicii de tipărire și livrare vouchere pentru vacanță pentru pe suport electronic. 001, foarte bun, aici, probabil e în calculator. Servicii de reparare și de întreținere a motoarelor electrice a pompelor de apă, 10.000 de lei. Cam puțin. Puțin. E foarte puțin, da. Mai există modificări la apariția bugetului. Da, practic, e plan de achiziție. Da, este matematic, o să funcție de situație, îl putem suplimenta. Da, încercăm, nu e obligatoriu să se realizeze tot planul. Deci el e trecut ca și plan, dar nu e ca și propunere, sigur. Noi o să vedem, o să vizăm strict investițiile mari, proiectele mari și acolo unde este necesar o să cumpărăm și furnituri de birou și tonere și plătim și telefoane și asta, că așa trebuie. Da, cam asta e, dacă sunt discuții pe ea. Cineva să scrie la cuvânt, în bazinea proiectului? Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține?
Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Comuna Prânceaș, Județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025. Inițiator primarul Comunii Prânceaș. Noi am primit avizul consultativ de la, de la inspectorat. Da, da, l-am găsit. Deci, în final, ca să vă spun și așa, dar vreau să vă citesc și de avizul consultativ. Ția Unităților de Învățământ preuniversitar și persoane juridice propuse să funcționeze în anul 2023-2024, școala gimnazială numărul 1 Prâncești. Și aici avem Unitatea de Învățământ cu personalitate juridică, nivel de învățământ de școlizare, telefonul, știu ce, structura arondată, nivelul de învățământ local. Și avem așa, credință cu programul normal, Pâncești numărul 1, Comuna Pâncești, 18 număr, antipreșcolar, 18 număr, preșcolar, 50, total 68. Școala gimnazială stat Pâncești, cum noi, gimnaziu, avem 175, număr total 175 de la gimnaziu. Școala primară Soci, stat Soci, cum la Pâncești, primar și preșcolar, 11 și 20, 62 total. Da, total elev 62. Școala gimnazială Petrești, stat Petrești, cum la Pâncești, avem 6 cu 14, 48. Problema se pune că e neodat avizul cum am cerut noi. Credeți că l-aveți la sfârșit. Da, nota de fundamentare. Învățăm cu preșcolar. Se propune 5 grupe de grădinți cu un efectiv de 75 de copii. Pentru învățământ primar, propune o clasă de elevi cu un efectiv de 162 de elevi. La învățământul gimnazial, propunem 6 clase de elevi cu un efectiv de 121 de elevi. La școala de gimnazie numărul 1 Pâncești, clasa 4-a, va funcționa număr de 26 de elevi conform ordinului 6705-06-23. Menționăm că pentru anul școlar 2024-25, efectivul de elevi de la școala de gimnazie Petrești, pentru a ne încadra în costul standard pe elev, clasele 5 și 8, vor funcționa în regim de simultan două clase, clasele a 5-a și a 7-a și cu un număr de 27 de elevi și clasele 6 cu 8 cu 20 de elevi simultan, deci cu 20 de elevi va fi clasa a 6-a și a 8-a, deci va fi a, da, 6 și a 8-a, a 5-a și a 7-a va învăța simultan și a 6-a și a 8-a la fel, deci simultan, una cu 27 și una cu 25 de elevi. La școala primară Stoiți vor funcționa 3 clase, din care în regim de simultan 2 clase, conform articolul 7 din ordinul 6756 din 6 decembrie 2023. Astfel, clasa a doua, 20 de elevi, clasele simultane a treia și cu pregătitoare, 20 de elevi, clasele simultane a treia și cu a treia, 22 de elevi. Proiect de școlizare pentru anul școlar 2024-2025. Deci noi asta am o cerut școala la inspectorat, am primit avizul și am mai avut o discuție cu un inspector care se ocupă de rețeaua școlară de la nivel de inspectorat. Și am explicat că școala gimnazială va intra în reparații pe vreo 2 ani de zile și am zis, da, putem aproba așa rețeaua școlară, dacă facem modificare, astăzi chiar ieri am zis. Și au zis că să o aprobăm așa și să mergem pe relocare. Ideea e când o să facem relocare, să fim foarte atenți cum și unde relocăm și atunci la relocare vor dispărea clasele de simultan, că o să meargă copiii de la Pâncești la Petrești și vor fi toți 6 clase, numai că nu vor mai fi simultan. Spun atenți Consiliul Local că învățământul preșcolar de la nivelul localității Pâncești DNS, din școala unde o să avem reparație, trebuie să rămână pe raza Comunii Pâncești și o să prevedem în bugetul pe 2024 reparația școlii DNS. Chiar astăzi am pus să fac o antimăsurătoare, vin un proiectant,
să vedem să facem o proiecție acolo, să vedem ce sume ne trebuie să prevedem un buget, să facem o reparație acolo cu cum era Princești 2, cu baie, cu interioare, cu tot ce ține de confortul elevilor, deci reparație, inclusiv, eu știu, schimbat dușumele, ce trebuie pe acolo, fațada exterioară, nu cu decorative, ci un bar, la Princești 2, cu reparație. Și o să mergem tot în tandem, să zicem, sau cu susținerea noastră și a școlii, adică noi să facem cei mai greu partea de construcții, de băi și de ăsta, și școala să facă zugrăvelile pe săl de clasă. Dacă necesită turnat șapte și parchetul, să-l turnăm tot noi de la primărie. Deci partea de zugrăvel pe interior. Pe exterior să facem tot ca să ne face reparații de tot primăria. Exact cum am făcut la Pâncer 2. Dar în sarcina școlii va rămâne să repare și magazia din spate, cum reparat-o și la cealaltă școală. Deci ea există, trebuie cu o stablă pe ea, din ția, se poate câteva jumătate de metru cu scândură să repară. Sperăm până în mai, iunie, să finalizăm școala acolo, să putem reloca copiii. Bănuiesc că dacă dă căldura, noi am zis că poate să mai întâmplă să mângească cu contestații și cu astea, dar dacă nu, la sfârșitul martie, o să trebuie să luăm o hotărâre cu relocarea elevilor în alte săli de clasă. Nu e ceva nou, am văzut că și primăria Bacău închiria spații, deci sunt să pot și închiria dacă nu, pe o perioadă limitată până când se lucrează la școală. Dar mai avem spații și nu se fie problemă. Da, ideea e că ar trebui să, adică așa ne s-a sugerat, să aprobăm rețeaua școlară așa cum este și la relocare, cum o să stabilească Consiliul Local e direct răspunzător, modul cum își asumă, unde realocă copiii, adică siguranța construcției, siguranța transportului, a elevului, confortul și tot ce ține de elev, de profesor, învățător. Cum asta... Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Pâncești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale pentru anul 2023 ale Secretarului General al UAT Pâncești, județul Bacău, inițiator, primarul Comunei Pâncești. Eu pot să vă sugerez ce mi-a fost până acum. Am fost domnul Armitiș cu doamna Paula. Dumneavoastră faceți propuneri, domnul Lucrăciuneș. Trebuie să aibă măcar să despre da. Rămân tot bine. Bineînțeles. Dacă-s de acord. Cine vrea să facă propuneri pentru consilieri? Eu propun să rămână la fel tot, doamna, că altcineva, studiile și vin din domeniu, cine? Absolut. Corect. Altcineva mai face propuneri? De acord. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci domnul Arbintru și doamna Paula rămân în continuare... Cu aceeași remunerație, adică zero. Zero. Ca să precizăm de la început. 5%. Să nu se creadă că se mai încasat de prea mulți bani. Ați observat că, domnul primar, când e vorba de remunerații, nu uită. Deci, nu au mințit ca să știți, să știți pe unii... Da. E foarte... Punctul numărul 6, diverse. Diverse. Cine vrea să ia cuvântul? Am văzut ședințe Consiliului unde diversele țin mai mult decât o zi de zi. Acum, nu-i cazul nostru, că noi dacă s-au discutat cu fiecare. Da, da, da. Da, da, da. Acum, transparență și... Unii obicei, unii îți bat cei bine acasă. Am prințeliu cu domnii consilieri, știu despre ce-i vorba și cu ședința. Doamna secretariță. Că e în știință. Ce se mai spune? Te criticați. Critica și autocritica, cea care se vrea pe timpul comuniștilor. Ce se critică? Nu mă adventiră, pe răzbrea până la oameni. Nu mă adventiră, nu mă adventiră. Nu mă adventiră.
cam astea. Dacă nu oprești de la timpul ai sândința, noi vă mulțumim. Până am văzut că suntem colaborăm tot așa de bine.